mai funcționează. Dezvoltarea și consolidarea organizațiilor existente, astfel încât acestea să devină puternice și capabile de a convinge cetățenii că UNPR reprezintă o alternativă viabilă la modernizarea și progresul României. Mobilizarea electoratului pentru alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale din anul 2019, astfel încât UNPR să obțină un procentaj electoral ridicat. Identificarea specialiștilor din organizația UNPR Dolj și atragerea de specialiști cunoscuți în rândul de partidului pentru a putea oferi expertiză de specialitate către instituțiile deconcentrate de la nivelul județului Dolj. UNPR este fidelă interesului național și consideră că trebuie să primeze competența în toate structurile statului în fața intereselor de partid sau ale grupurilor de interese. Identificarea nevoilor și dorințelor cetățenilor și comunicarea acestora către Biroul Politic Permanent Județean pentru cuprinderea lor în strategia pe termen mediu și scurt și identificarea de soluții concrete pentru a veni în sprijinul acestora. Organizarea de întâlniri periodice între membrii Biroului Politic Permanent Județean